Bună dimineața, ce fain, băi, fraților, astăzi este o zi foarte specială aici, că facem aici o modificare la Colomobilul, da? Deci dacă vreți, dați acolo un mare follow la Colomobilul pe Instagram și o să vedeți acolo ce am făcut înainte de a vedea pe YouTube. Bine? Vă pupă fatele vostru, mergem ca să vedem aici la garaj, la un prieten. O să las acolo linkurile lor în descriere, frate, ca să că ne-a ajutat acolo frumos și așa este frumos, știți că noi întotdeauna facem o recomandare către alți oameni dacă noi primim ceea ce trebuie și mereu mi-am făcut aici niște lucruri și totul a fost super ok. Așadar, astăzi, după cum ați văzut și în titlu, mergem să vopsim etrierii, încă nu vă spun ce culoare, este o culoare foarte specială, nu știu, mie mi-a plăcut cel puțin, m-a încântat și o să vă las și un procedeu pe ecran, știi cum s-a făcut, cum s-a preparat această culoare, foarte mișto și hai să-i dăm dubus, nu mai stăm la discuție, că te facem un plin la gaz, că nu mai avem gaz, să-i dăm gaz, tati, vă pup! Deci e super tare culoare. Da. What the fuck. Dar uite, e mai mișto decât paleta acum, cum ai combinat sau așa. Acum... E mișto. Mamă, e tare rău. Deci e tare, tare rău. Și eu am zis prima dată, vreau verde verde, dar asta chiar e, e ce trebuie. E tare. Da, e mișto. Asta are o mică tentă de verde în el. Nu chiar... De-abia aștept să fac unghiul ăsta de fugă, frate, pentru că, da, într-adevăr, aveți dreptate, frate. Volanul meu este un pic cam așa, este din cauza când mi-am făcut, acum mi-a tapizat volanul. Practic, nu știu, probabil omul respectiv mi-a pus volanul așa puțin într-o parte, dar, sincer, n-am făcut până nu mi-a spus voi pe YouTube, știi? Hai că mă duc să alimentez la gaz și vedem după aia ce facem. Mulțumesc frumos! Că mereu m-ați întrebat. Deci practic un full 120 de lei mă costă, 43,52 de litri am băgat și 2,76 lei este acolo plinul. Uite. Deci am mers 341 de kilometri cu atâta, practic. Deci mereu intră cu un full, merg cam 340 de kilometri undeva în București. Și când merg în afară, merg undeva peste 450 de kilometri. Din punctul meu de vedere, mi se pare un preț super rentabil, știi, chestia asta cu gazul. Adică n-am avut niciodată până acum o mașină cu gaz, dar sincer să fiu, sunt foarte mulțumit de chestia asta și n-am avut niciodată nicio problemă, este foarte ieftin, fac treaba cu mașina, până la urmă în fond, de asta mi-am luat mașina asta ca să-mi fac treaba cu ea, nu m-am gândit să-mi iau o mașină de fițe, toată lumea m-a întrebat de ce ți-ai luat, domne, mașina asta, de ce are gaz pe ea, că domne, că eu nu știu ce, bă, frate, eu îmi fac treaba cu ea și eu mă simt foarte bine în ea, arată și ok, atâta timp cât mașina mă duce din punctul A în punctul B, este perfect pentru mine, știi? Am făcut niște modificări simple, niște modificări care pe mie personal îmi plac, nu trebuie să vă placă neapărat vouă, adică până la urmă știi care e treaba, fiecare și-a ce mașină vrea și ce mașină îi place, bineînțeles, știi? Pentru că dacă ai face ceva după plăcerile altuia, ai avea o viață de căcat, să fiu sincer. Deci e mai bine să faci ceea ce vrei tu sau ceea ce îți face ție în viață, să zic așa. Dacă ești mulțumit cu alegerile făcute de tine, înseamnă că este cel mai ok așa. Hai să mergem la garaj ca să nu mai pierdem timpul. Suntem și noi pe aici, nu știu pe unde suntem exact, dar ne luăm după Waze. Aici parcă trebuie să facem stânga, da? Dreapta, pardon. Hai să vedem și mergem la garaj și vopsim etrierii să vedeți ce culoare superbă, superbă. Am dat aici cu niște deruginol frumos, ca să mai se prindă acolo ruginol pe ce a fost curățat etrierii. Deci super tare. Așteptăm acum să se usuce un pic și după aia dăm acolo marea vopsea, bine? După spate încă nu am dat jos. Asta rupe un par aici. Acolo e pe curățarea rău de jos. Lichidul meu de frână, sal. Între timp am dat și cauciucurile de pe spate jos. Frumos. Cam așa arată după. Bă, eu zic că arată destul de ok. Adică a fost bine, bine. Aici spălăm etrierii pe dinți. Frumos.
Aici sunt deja gata. Mai avem aici și dăm bici. A fost aplicat aici un stat ăsta de grunt. Și venim acum cu boxeaua, nu-i așa, mă? Ceva frumos. Ciplă. Dar de ce n-are un dinte? Ca să înțelegeți cum arată. Ia ziceți mă, băieți. Dacă vă întrebați de ce sunt astea așa de arămie acum, e că le-am dat cu niște ribanoli, știi? Ca să poată să intre o dată mai bine, să iasă, să răște. Bam, bam. S-a dat și a doua mână. Eu zic că a ieșit blana în ueți, voi ce spuneți? Și o aștept de pe aia, aștept să-i pune pe mașină. Să vedem cum se vede. Bine! Și dacă v-ați întrebat de ce este maro aici, nu este că e ruginit sau ceva genul ăsta, este un spray de zinc care se dă pentru să intre roata acolo, să nu poată să mai rămână țepenită, chestii de genul. Nu știu eu prea bine, dar doamne aștept. Băi, important e că ai și bine. Băi, așa ai și pe spate. Bine? Mai fă? Bine? Ce ziceți, mă, băieți, cum se vede, a? Băi, băieți, știu că m-am jurat că este ceasul 11 și trecut de 30. Nu pot face live chiar acum, dar așa au ieșit tetrierii. Bă, un gunoi de puli, vorbalul ăsta. Mergeau și un verde lime, dar mie îmi place. Sincer, aici e frumos. Spuneți-mi și părerea voastră în secțiunea de comentarii. Ca idee, să vedeți și voi cât este ceasul, este ora 1 și 11. Vărul CBR aici testează frâna. Că eu am impresia că nu ține așa de bine, dar... Eu mă țin. Haide! Haide, s-a dus în pula telefonul, mâncați deja. Ține frâna, e ok, e ok. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Important e că am terminat. Știu că nu se vedea absolut nimica pentru că nu avem lumină și în mașină nu am o lumină pentru că mi-a ars becul de pe spate. Dar important e că ține, eteria și super blană. Mie îmi place culoarea albastru, nu știu, am avut prima dată verde lime. Dar mie îmi place și culoarea albastru, adică e super ok din punctul meu de vedere. Acum știi cum e, gusturile nu se discută. Până ce să zic, până data viitoare, Doamne ajută. Noi am fost aici, Andrei, CBR și cu Colo. Le mulțumim celor de la Babau Garaj acolo. O să le las și lor un link în descriere, bineînțeles, și ne vedem pe data viitoare cu alte update-uri la mașină. De ce nu? Vă pup!